Este posibil să simți din ce în ce mai mult chemare către liniște, către solitudine, către a fi doar tu cu tine. Este un lucru natural, este firesc ca în viața fiecărui om să vină o etapă în care atenția începe să se orienteze din ce în ce mai mult către interior pentru a descoperi universul interior, pentru a descoperi spațiul vast care cuprinde de fapt în esență tot ceea ce există și care în esență ești, care în esență îl trăiești. Ei bine, dacă simți această chemare, ascultă-o, respectă-o, onorează-o. În anumite momente știu că poate veni mintea care să-ți spună că ce se întâmplă cu tine, sau ce se întâmplă cu mine, pentru că de multe ori vorbește la persoana întâi, ce se întâmplă cu mine, de ce nu mai simt să ies, de ce nu mai simt să stau în spații în care sunt foarte mulți oameni, de ce nu mai simt să stau să vorbesc aceleași discuții pe care le-am purtat de sute și sute de ori. Ei bine, asta este obișnuința minții și este treaba ei să îți aducă astfel de întrebări, astfel încât tu să poți discerne ce am cu adevărat nevoie, ce este cu adevărat valoros acum pentru mine. Este această chemare profundă a inimii mele. O respect, o onorez sau cad din nou în tiparele minții sau intru din nou în aceleași roluri care nu au cum să-mi aducă pace, bunăstare, fericire. Mulți oameni se confruntă în momentul acesta cu această decizie. E posibil ca și tu să fii printre aceste ființe, dacă este așa, dacă simți chemare către a sta mai mult cu tine, respectă-o, onorează-o și vei vedea că liniștea pe care o descoperi în această solitudine îți va binecuvânta apoi toate celelalte aspecte ale vieții. Oricum ar fi, oricine te-ai crede pe acest pământ, oriunde te-ai crede că ești, îți urez să ai parte de zile frumoase, să ai încredere în ființa ta care este măreață, imensă, infinită și să nu te îngrijorezi de absolut nimic. Totul e bine exact așa cum este. Zile superbe să ai.